flămândă tristă și speriată. O fetiță săracă a intrat într-un restaurant și, văzând că nimeni nu era atent la ea, s-a dus la o masă. Trăia împreună cu mama sa, într-o casă abandonată. Mama nu avea ce să-i ofere, deoarece era săracă lipită pământului. Cele două colectau doze goale din aluminiu și sticle în fiecare zi și astfel reușeau să-și ia ceva de mâncare. Însă, atunci când nu găseau acele doze sau nu strângeau suficiente, fetița era nevoită să se descurce cum putea pentru a-și câștiga existența. De cele mai multe ori, ea era cea care aducea mâncare în casă, câteva resturi de pâine, covrigi. Mai mergea la biserică și uneori căuta și în tomberoanele din spatele restaurantelor. Cu toate aceste probleme, fetița mergea în fiecare zi la școală, având doar două schimburi de haine primite de pomană, pe care încerca cât de mult putea să le țină curate. Într-o zi, când simțea că foamea grea nu-i dădea pace, fetița a îndrăznit să intre într-un restaurant. Nu avea nici măcar un leu și nici măcar ei nu-i venea să creadă că a intrat în acel loc. Fetiței îi se părea totul foarte frumos. Fețele acelea de masă albe imaculate, scaunele plăcute și luminile erau în contrast cu hainele sale murdare și rupte, cu părul său nespălat și încurcat și cu mânuțele sale murdare. Văzând că nimeni nu este atent la ea, fetița s-a dus la o masă de unde abia plecase un cuplu care mâncase acolo. În farfuriile de pe masa de unde se ridicaseră cei doi clienți, mai rămăseseră câteva resturi de mâncare. Ochii săi mari, de un verde strălucitor, s-au umplut de speranță când au văzut acele resturi. S-a dus la masa aceea, a tras una dintre farfurii mai aproape de ea și voia să ia o mușcătură din bucata de șnițel rămasă pe acea farfurie. Un ospătar a văzut-o și imediat s-a dus la ea. Când fata l-a văzut, s-a întristat atât de tare încât puteai citi o dezamăgire cumplită în ochii ei. Știa că nu avea voie să fie acolo și că urma să fie dat afară. Știa că toți ospătarii considerau în general că hainele sale și aspectul său neîngrijit îi dezgusta pe clienți. Și din acest motiv, nimeni nu îi permitea să stea la o masă și să mănânce resturile. Când a ajuns lângă ea, ospătarul i-a luat farfuria din față și ce mai era pe masă fără să-i spună ceva. Tristă, flămândă și deznădăjduită, copila s-a întristat și se pregătea să plece de la masă. Însă, chiar când s-a dat jos de pe scaun, ospătarul care îi luase farfuria din față s-a întors la ea cu o altă farfurie cu mâncare caldă, neîncepută. I-a pus-o fetiței în față, i-a zâmbit și i-a spus: "Sper să-ți placă, fiecare copil merită ce e mai bun, nu te mulțumi cu resturi." Când a văzut toată acea mâncare, chipul fetiței se înseninase precum cerul după o furtună puternică. S-a așezat din nou pe scaun și a mâncat tot din farfurie. Ospătarul a venit apoi după ce a terminat de mâncat, i-a luat farfuria și i-a adus și desert. I-a adus o bucată de tort de ciocolată. Apoi, ospătarul s-a așezat la aceeași masă cu fetița și a întrebat-o de situația sa de acasă. Fata i-a povestit ce lupte duceau ea și mama sa în fiecare zi, pentru a reuși să mănânce măcar o masă în fiecare zi. Auzind povestea fetiței, ospătarul a fost foarte impresionat și s-a gândit să facă mai mult pentru fetiță. S-a dus la bucătărie și i-a pregătit o plasă cu mâncare și pentru acasă, astfel încât să poată mânca cu mama ei. Fata a mâncat până și ultima firimitură rămasă în farfurie. Atât de poftă îi era de ceva bun. După ce a terminat, fetița i-a mulțumit ospătarului, iar el a îmbrățișat-o și i-a spus că o mai așteaptă de 2-3 ori pe săptămână să-i dea un pachet cu mâncare, astfel încât să poată mânca împreună cu mama ei. Fetița a plecat spre casa ei fericită, știind că îi va aduce și mamei sale o bucurie imensă. Gestul frumos făcut de ospătar nu a făcut doar să o hrănească pe fetiță, ci i-a redat și speranța că în lume mai există și oameni buni. Din acea zi, fetița și-a promis că va lupta și că va învăța, că nu se va lăsa descurajată de greutățile vieții și că va continua să-și urmeze visurile cu încredere și hotărâre. Fata și-a urmat visul din copilărie, acela de a deveni medic veterinar, și a reușit. Astăzi este un renumit medic veterinar și nu a uitat de gestul ospătarului, chiar și după ce acesta a ieșit la pensie.
De multe ori, fata îl invită la restaurantul la care a lucrat acesta și se bucură de o masă bună împreună. Dacă fiecare dintre noi ar face zilnic o faptă bună, lumea ar fi un loc mai bun și mai frumos. Nu întoarce capul atunci când vezi că un om se află în necaz, ci întinde mâna și ajută să scape. Și să nu uităm un lucru important, Dumnezeu ne numără faptele bune. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.